Zboghițești? Aici suntem în Ușoara. Așa se numește satul, Zboghițești. Comuna e în Ușoara. V-ați auzit de Zboghițești? Noi nu. Până acum când am trecut aici și am văzut niște case demn de arătat. Am zis să o luăm la pas prin sat și acolo unde avem case frumoase să le filmăm. Să vi arătăm și vouă. Că na, nu știu cât vor mai fi ele în picioare. Deci cel mai bine, haide să le vedem împreună. Așa. Unele cu drapel pus, altele fără geamuri. Unele poate locuite, altele părăsite. Dar important este că am văzut cel puțin vreo 4-5 care sunt autentice. Așa că haide să le vedem. Zi duminică. Zi frumoasă. Undeva la 18 grade. Aparține de județul Argeș, dacă este să-l căutați. Și am zis să profităm de ziua asta cu soare și cu vremea asta frumoasă. Aici o gospodărie. Se numește Zboghițești. Zboghițești? Zboghițești. Suntem în comuna Mucșoara. Și că din zona asta este cel mai scurt traseu către Vârful Moldovean. Pe care nu vom merge noi astăzi. Pe aici mai devreme alerga un purcel prin curte. E un drum intens circulat. Nu. Nu ne lasă zgomotul ăsta de mașini. E? Nu vei avea. Gălată de plastic, luțul apei. Nu. Deși mai pare va fi. Însă casa din spate, ce frumos are acoperișul făcut.
Cam greu să pronunț numele ăsta. Cum era? Vezi? Ia uitați casa aici. A trecut și un incendiu pe acolo, prin pod. Zboghițești? Bună ziua! Bună ziua! Uite asta cât de frumoasă, cu scară și cu intrare pe colț. Este jos un gen de bordei. Și în spate acolo beci. Casele înainte se duceau proaspăt cu beci. Oamenii își puneau... Nu. Oamenii aveau ce să pună, că... Munceau pe asta. Nu exista magazin. Nu mai duce. Da, e același fel cu cea care am văzut acolo, mai ala, frunzărișul ăla, în liță. Tristă, frumoasă, da. Hai că ne-au mai lăsat mașinile. Da, s-au putut. Să mai putem să ne înțelegem. E chiar plăcut de plimbat astăzi. Da, chiar mă stă. Și e plăcut așa, e... merge după zilele astea. Frumoasă casă asta așa albă. Da, și... ce de... nu știu ăștia. Cu merii ăștia, cu formele lor. O căsuță care a avut ceva... cineva grijă de ea cât de cât, că are acoperișul schimbat cu tablă, dar în rest e veche. Păi și cea de micuță de acolo, căsuța bunicilor. Sau bunicului. Sau bunicului care s-a retras într-o singură cameră din casa mare și a rămas casa mare. Aici iarăși pare a nu locui nimeni. Cum arată casa. Uite, și aia din spate spune la fel, dar are tablă și asta da, la fel. Asta cred că din spate, uite, vezi că cred că sunt în proces de pare a fi. Dacă a intrat apa în casă, ți-ai la revedere. O, ce ai vrea să faci. Și atunci cred că numai... important e să fac întâi acoperișul. Aici o casă frumoasă, îngrijită, întreținută, curte curată. Apropo, pe unde am fost în vizită, nu știu, ne-a lăsat un gust amar de cum... își țin unic curțile. Eu înțeleg că strângi multe ciorciobute în ideea în care o să ai poate într-o zi nevoie de ceva, dar câteodată chiar nu mai ai ce să mai faci cu ele. Deci după 2-3 ani eu zic că dacă n-ai atins lucrul respectiv e bine să vezi ce faci să poți scăpa de el. Că așa tot strângi ai niciodată nu pui mâna să și arunci. Uite aici ce frumos e curtea asta așa. Da, înierbată, da. Și cu grajdul ăla în spate. Vezi că e cineva, că e, uite, o mașină de altceva. Da, e o mașină de altceva, da? Foarte drăguț că nu... E curată, uite, vezi?
Nu știu, n-a schimbat-o, a rămas o casă simplă. Casele simple. Să vedem și noi cum reușim să facem și pe noastră cât se poate de utilă și simplă. Uite, asta încă mai are acoperișul vechi. Da, știi, cred că e o diferență de și în drilă și șiță. Trebuie să mă uit să văd și în drilele sunt... Asta e șiță. Niște lucruri, niște fâșiuțe mult mai subțiri. Mai subțiri, mai cât două degete așa. Pe aici se circulă cu viteză. Uite ce frumoasă e casa aia acolo. Mai sunt câteva, cam tot așa, asemănând cu cea de acolo. Dar, vezi, ea schimbat tabla, are tablă nouă, tablă țigănească, bătută. Și o... Cu gărduleț. Mă întreb dacă cineva dintre urmăritorii canalului este din... Zona? Zi tu acum satul. Hai mă! Hai zi tu satul acum. Neve? Mi-am lăsat special. Zboghițești. Zboghițești. Poate găsim pe cineva... Din Zboghițești. Din Zboghițești, să întrebăm dacă știe de unde vine acest nume. Ce faci, fată? Gata? Ai ras tot? Uite, prânz? Ia, nenea conducea cu cățelul în braț. Vezi? Nu poate să apese ambreaj. Măi, că te duci în gardul biserici. Asta cred că se numește Casa Albă. Din Zboghițești. Acum ce faci? Repet ca să nu uiți. Repet ca să nu uiți. Ia uite. Asta zici că una din casele alea de pe la muzeul satului. Da. Vezi că s-a conservat. Chiar e frumos. Și fântână. Și inclusiv astea, mușuraiele de cătiță. De Bobby. Mușuraiele Bobby. Și vița de vie. Din față. Da, tare frumos aici. Am mai zis-o și în alte plimbări. Am observat că acolo unde este o casă nelocuită sau părăsită, lângă ea, în vecinătate, mai există cel puțin una. Chiar și două părăsite. Vedeți? Cea de acolo și cea de aici. Deci de asta vă spuneam la începutul vlogului de casele acestea. Cât de autentice. Uite și cea de acolo, chiar dacă e tencuită și arată foarte bine pereții, tot și în drilă sau șiță.
aici de vânzare. Posibil doar acest teren, fără partea din stânga unde este casa. Doar aici. Da. Lipată și întreținut așa terenul. Adică e cineva care păsește. Păsește și pe că folosesc, adică pomii se vede că sunt îngrijiți. Sau mai bag animalele aici. Deci proiectul folosește terenul. N-am înțeles ce ai vrut să zici cu ișul ăla. Adică am vrut să zic că aproape curățați. Unii da, unii nu. Și am mărit pasul ca să acoperim toată localitatea. Uite ce curte curată. Ce bine că nu mai bate nici vântul. Curat, mai puțin peturile, dar după cum vedeți, malul, șanțul e curat. E curat. Asta s-a aruncat din mașini, cum se întâmplă da. Și la noi. Din păcate, mai avem mult până la o educație în spiritul naturii. Mamă, dar miroase a primăvară afară. Da. Ieri nu se mai simte lemnul ars din sobe. Lemnul ars din sobe și ieri vorbaia, am fost la zăpadă și astăzi iată. Ce frumos se văd acolo da. Căpițele alea. Da. Chiar frumos. Mi-a plăcut. Și ne apropiem de casă autentică cu fântână care are un volan. Pe post de roată. Ce asta e frumoasă aici? De ce priveliște ai în spate? Băi, din tot ce am văzut zilele astea, este satul care îmi place cel mai mult. Da. Adică, pe principiu, întotdeauna eu am cântat și pe ceva. Aici era pentru o găleată de tablă. Da. Nu cred că mai... Știi că când trec așa prin sat sau așa, mă gândesc, mi-ar plăcea să stau aici. Și aici, uite, mi-ar plăcea să stau. E un sat curat, îmi place. Se vede că sunt oameni gospodari. Plus de asta, nu s-a uitat nimeni urât la noi. Nu. Am mai fost prin alte sate și mai ales în zonele astea unde se taie da. Păduri. Astea mai în spate, așa. Au așa, suspiciune de a fi un activist pentru păduri care da, se uită, le urmărește activitatea exact, au senzația că ilegală. Hai să vezi, mai ales dacă și filmezi, gata. Da, că mai și filmezi, dacă na, ai văzut ceva și întorci mașina sau vrei să faci o manevră, gata, ies. Păi să le povestim cum a fost el, nu știu dacă filmai. Nu știu dacă reușesc să iau de pe camera de bord. Când am trecut, se înfunda drumul, am realizat că n-are rost să continui. Până am întors, a trebuit să fac vreo 2-3 manevre, că era drumul, strada, ulița foarte îngustă. Și la întoarcere iese un nene mai încruntat așa decât mine, care avea în mână un cuțit. Cred că omul tăia la porc, adică n-a. Ori tranșa ceva, ori, dar totuși lași cuțitul jos și ieși la poartă, nu ieși cu cuțitul în mână. Nu știu, a întrebat ceva, probleme sau... M-a întrebat care e problema, n-am auzit. Eu l-am salutat și am mers mai departe. Dar așa, ca idee. Ca idee la ce vă spuneam mai devreme, vis-a-vis de cum suntem primiți în unele zone da, uiți, cu camera.
În general, cred că oamenii care fac chestia asta se simt un pic musca pe căciulă de ceva, pentru că n-ai de ce să... Uite, și la noi, la căsuță, s-au oprit de atâtea ori oameni. Da, și... Ne-au întrebat, am nevoie de ajutor. Și nu a fost nicio supărare, adică poate omul s-a rătăcit sau are o întrebare, caută o casă, caută pe cineva, da. Bună ziua, bă. Nu așa, problemă. Și cu cuțitul mână. Și cu cuțitul mână. Uite și aici un teren de vânzare frumos. Terenul de vânzare, haideți că vă citesc eu. 0727-347-426. E vorba de, probabil că acest teren, tot la fel, cu livadă, livadă în spate. E și funeață. Frumos. Așa. Mai avem aici un teren de vânzare. 0752-865-686. Cred că este acesta cu... Livadă. Cu livadă. La drum, asfaltat, teren, gaze nu văd. Nu. Și nu am văzut nici apă, dar am văzut foarte multe fântâni, deci vă puteți... Repet, suntem în Bodicești. Căutați pe hartă și vedeți dacă pentru voi este rentabil să veniți până aici. Acum nu știu, poate veniți din Pitești sau poate veniți din Curtea de Argeș, unde e mult mai aproape. Nu știu de unde ne urmăriți, dar... Și apropo de unde ne urmăriți. Dacă considerați că satul vostru, gospodăria voastră, locul în care îi numiți voi la țară... Și cu care vă mândriți. Exact. Merită să facem o deplasare până acolo. Scrieți-ne. Dacă ați rămas să vedeți până aici vlogul de astăzi. Deci dacă sunteți mândri de gospodăria dumneavoastră, vreți să participați prin a filma ce vreți voi. Nu filmăm avuția, nu filmăm lucruri care... Tot ce ține de tradițional. Lucruri care le faceți tradițional, în lemn, în piatră, orice activitate, olărit, croitorie, orice, scrieți-ne. Las acum adresa de mail și luăm legătura și vedem când putem să facem o vizită. Iată că am ajuns la o casă care ne-a atras atenția. Din câte văd, cu siguranță este părăsită. O să fac foarte frumos și e pe colț așa. N-am văzut ceva cu de vânzare. Cred că are ceva ani de când n-am mai fost locuită. E căzut acolo. Colțul e căzut.
ceva urme de ars, probabil ori de un foc scăpat de sub control, ori ar fi arătat de la fi afumat în pod, cum se obișnuiește. Părăsită de ceva timp și... Părăsită cu siguranță, nu pot să nu afirm acest lucru. Păcatul este fix la intrarea în sat. Și acum haideți să vedem latura cealaltă. Dar de data asta nu mai filmăm decât ceea ce mi se pare că este interesant de arătat. Un lucru interesant ce mie mi-a atras atenția de când am intrat în sat, în afară de casa asta de aici, e panoul ăla de acolo cu bine ai venit în Nucșoara. Haideți să vi-l arătăm. Să intrați. Să citiți mai multe. E vorba despre adoptarea... Să adopt un avion secundar. De vânzare 2000 de metri pătrați. TL 0748146069. Ne dați și nouă un like. Nu ne doar rămâne. Și suntem mulțumiți. Suntem chit. Voi vă faceți... treaba căutând, achiziționând, noi vă ajutăm în acest sens. Ce-mi place cum se văd, uite, și în mărul ăla, cum se văd merele astea roșii, zic că-s globul. Da, care au rămas... Da. N-ai har de ciobăniță. O sperie oaia de tine. Ia zi, ce faceți? Cum a fost vremea? A fost frig azi noapte? Ia, gradule. Da, era mijloc ce moțată e. Vă las aici? O includeți în între voi? Așa la postul. Adela. Când eram copil și mă duceam la nașul meu bătrân, la curate, eu pe acolo am copilărie, aveau oamenii acolo, aveau multe oi. Și totdeauna le atrăgeam făcând ca oaia. Îmi plăcea, dar veneau miei la mine întotdeauna când făceam așa. Făcea din gură ca oaia, că mai există expresia că am fost la toaletă și am făcut ca oaia. Da. Nu. Să fim corect înțeleși. Și asta făceam. Și m-am amuzat chestia asta. Copii, da. Ia uitați aici altă casă din modelul celor văzute mai devreme. Iar o gospodărie cu o casă și uite ce podeață frumoasă din lemn. Cu toate astea, are acoperișul nou. Ia uite-te la căsuța aia din dreapta, ai văzut-o cât de mică e? Mare în pom, pentru păsări, așa cum menționa Adela mai devreme. Uite, asta nu-i frumos? Ia.
care are doar partea asta. Nu pot ajunge la niciunul. Ia. L-am luat. Și pe ăsta. Mulțumesc. La ce mai e bună camera? De ce frumoasă e asta, bucătăria. Drăguț. E super bun. Foarte aromat. Da. Aprob. Bună ziua. Auziți, întrebare, de unde numele ăsta de Zbogițești? De la ce vine? Am înțeles, dar poate știați așa că pe unde ajungem prin sate, întrebăm. Ok. Am înțeles. Am înțeles. O să căutăm pe internet, dar... Oricum, e un sat are frumos și curat. Este. Da, dar e, ce e frumos că iarna vezi frumusețea de fapt și e curat în curț și e totul aranjat. Da, frumos. Bravo, bravo. Felicitări. Felicitări. Am înțeles. Ia uite. Mocancă? A, munteancă, da, da, da. Bine. E frumos. Bine, sănătate, spor la treabă. Da, încercăm să găsim pe cineva să întrebăm. Da, adică zbogiceni, zbogi. Zbogit, a zbogiți, zbogit. Da, cum am și zis, la bere voiești, nu voiești, bere voiești altceva, vin țuică, adică vine bere voiești. La căciulata am găsit varianta... Varianta celor doi care s-au întâlnit pe un deal, au stat de vorbă și au dat căciulile jos, au depănat una alta și când au plecat, unul dintre ei a uitat și a uitat căciula. Iar celălalt, observând după ce ăsta a plecat, a făcut ceva distanță, strigă după el. Băi, bade! Ce? Ți-a uitat căciula? Ce, mă? Căciula ta, mă! Și de atunci, probabil că cei doi au zis, bă, locul ăla e acolo, căciula ta. E o chestie pe care te-ai scornit totul. Pe care, na, am creat o poveste. Dar, na, asta și întrebăm, poate, locuitori. Mățișori, da. Exact. Foarte rar. Cocoșul și găina asta. Ne uitam că aveți în meri, aveți mățișori. Au făcut mățișori merii de acolo. Da, și am pozat. E magnoliu? E magnoliu. Ah, ce drăguț. Am zis că mățișori. Da, mi s-a părut ciudat că seamănă cu magnoliu nostru. Da, da, da. Magnoliu e. Dar ce mare. Sunt doi. Eu am văzut merele alea pe acolo. Da, ce aveți? Alb? Ce e? Alb? Ce e ăla? Albul? Movul? Care? Movul. Ce e el clasic? E, satul nostru e mai rezervat, mai... Da, e foarte frumos. Liniștit. Foarte liniștit, vara e foarte frumos. Acum, acum dar... se vede frumusețea, că se vede că e curat în curs. E, cât de cât. Da, când ne frunziști. Este curat în curs. Cât de cât. Dar... Scuzați indiscreția, unde ați venit? Nu am venit nicăieri, ne-am oprit că l-am văzut că e atât de frumos și am lăsat mașina mai încolo și am făcut o plimbare. A, că ne-a plăcut că e frumos. Ne pare bine. Da, nu
noi suntem din București și am venit, am fost plecat tocmai în Mușcel, am fost acum în vacanță asta de 1 decembrie. Da, 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 da. Și venind acum ne ducem spre București. Avem o pescărie. Am văzut eu pescărie acolo, da. Se poate da, tocmai am luat și noi păstrăvi. De unde am plecat, am fost la păstrăvărie, da, am luat da. 10 bucăți pentru sărbători da. Și de asta nu am mai... Mi-a atras atenția când am intrat în sat panou acela mare cu Comuna Nucșoară. Da, da. Aici au fost partizani aceia politici. Da, nu știm prea mult despre ce s-a întâmplat în istorie. Noi ne mai uităm după aia pe net. Dar vă dați seama, ceea ce ne comunică și ne spun localnicii, nu o găsesc pe internet. Da. Chiar, numele de unde vine? De Nucșoara? De... Culturi de nuci, mulți. Aha. În trecut, îndepărtat. Și... Satul ăsta, Zbonicești? Da. De la locuitori, primii locuitori care au zbugit-o din Zbugit-o. Am zis noi, zbugit. Am zis noi ceva de la a zbugit-o. A zbugit. Deci sunt oameni veniți din Ardeal. Din Ardeal. De aia este atât de atenturat și de îngrijit. Da, se vede semnătura ardelenească. Să știți că lipsesc foarte mulți. Da, dar contează ce au văzut din tată în fiu. Da. Și e o chestie care rămâne. Că dacă vezi mizerie, mizerie faci. Dar așa dacă așa ai crescut, așa îți place, nu? Așa este. Foarte frumos. Ne-a atras atenția față de satele din colo, unde mizerie. Da. E un sat, într-adevăr, aici toate casele sunt puste. Am văzut că au plecat locuitorii. Am văzut-o pe aceea, mai sunt pe partea asta. Nimeni acolo, nimeni, am văzut. Și nu le vând. Mai vând. Nu, că sunt foarte multe pe care le vând. Dar aici s-a vândut acum de curând și au venit un om foarte plinsecat de un bucureștean. N-are copii și... Face multe bine, face. Da? A cumpărat și casa cealaltă. De când a fost pandemia, foarte mulți oameni caută să plece din orașe. Așa este. Și să găsești un sat ca acesta e o binecuvântare din punctul meu de vedere. Că este, nu știu, liniștit. Da. Am văzut multe sate unde... se ține curat, adică da. Eu înțeleg că în afara curții tale ok, e în afara curții, dar chiar în curte, adică da. Se vede omul gospodar da, din... Da, cât de cât, sigur. Da, foarte frumos, ne place foarte mult, o să da. Mai revenim pe aici așa plimbă. Am văzut și vremea asta frumoasă. Sănătoși, să veniți. Doamne, ajută să fim sănătoși cu toți. Să vă revedem sănătoși, dacă nu mai... Și să avem okay. Pace. Asta ne trebuie, sănătate. Că restul le ducem. Așa e. Ne-a părut bine să stăm de vorbă cu dumneavoastră. La fel și mie. Sănătate și la mulți ani, că a fost 1 decembrie. La mulți ani. Să rămână. Deci iată că ni se adeverește ceea ce am zis mai devreme vis-a-vis de numele. Numele localității satului Zbugicești. De la A.O. Zbugi. Și vezi? Fâșe. Oameni... Fâșe vântul ăsta. Oameni veniți din Ardeal, din zona Ardealului. Se vede. Da. Foarte. Da. Cred că este unul din satele, din toate plimbările noastre de până acum. Și mi-a atras mult atenția și mi-a plăcut mult. Bate vântul. Și așa cum am primit și confirmarea doamnei, sunt multe, multe case fără locuitori. Așa că dacă vă doriți o casă la țară și într-un sat foarte frumos, veniți. Și dacă Zbugicești. Sunteți oameni care vă place frumosul și păstrați frumosul. Ce? Rațili?
rațile și pe bilicile. Oameni buni, acesta a fost Zbuchicești, vizita de noi astăzi. Foarte încântați de... Foarte frumos. De acest sat, din Nucșoara. Din Nucșoara. Nucșoara care vine de la Nuci. Și Zbuchicești de la cei care au zbugit-o. Din Ardeal. Din Ardeal. Da. Aici au ajuns și... a luat denumirea de Zbuchicești. Zbuchicești. Ia Zbughiu. Da. Și noi o zbughim acum spre casă. Vacanța s-a cam terminat. Mai doar drumul de întoarcere spre București. Până la un nou vlog. Multă sănătate și să ne revedem sănătoși. Like. Share. Și... distribuiți. Și subscribe. Am zis eu share. Subscribe. Și distribuiți.